ce v-ați propus aici? În primul rând, să dăm o dată de foarte mare fair play, da? Deci să respectăm tradiția acestui turneu, da? Și noi, în ultimul rând, să-l câștigăm, că am venit cu gânduri foarte mari. Un cuvânt pentru Romașcan, așa? În primul rând, am apreciat foarte mult sinceritatea locuitorilor și curățenia de care dați dovadă a orașului. Bine ați venit, Roman! Mulțumim frumos de găzduire și o zi frumoasă și un turneu fericit! Doamnelor și domnilor, în continuare, imnul orașului Roman. Avem deosebită plăcere ca primarul orașului Roman să salute cele două echipe și să ne dea lovitura de începere, semn că acest turneu al final al campionatului național de minifotbal poate începe. Petre Florin, numărul 2, Suma Elenei Florin, numărul 13, Stan Viorel, numărul 2, Gurițe Mihai, antrenorul și delegația echipei Haraga Daniel. Dorim succeselor două formații, mulțumim domnului primar. Bine ați venit în municipiul Roman, sper să aveți o ședere plăcută. O ședere care să îmbine plăcutul cu utilul. Este și pentru noi în același timp o plăcere să putem găzdui un fenomen sportiv de asemenea dimensiuni, finala a campionatului național de minifotbal și sigur că să câștige cel mai bun într-un spirit de fair play. De asemenea, credem că această manifestare este o bună propagandă pentru sport în general și pentru minifotbal în special. Dumneavoastră, cei care veniți de la distanțe mai mari sau mai mici, sunt convins că așteptați cu foarte multă ardoare acest fenomen, această finală. Bun venit încă o dată tuturor, să aveți o ședere plăcută, să aveți rezultate frumoase pe care le scontați. Mie mi-ar plăcea să câștige toată lumea, dar până la final cred că va fi un câștigător și va câștiga sportul în general. Da, stimați telespectatori, bună seara, vă spun cu bucurie la emisiunea Orele Cetății. Iată-ne la început de cuptor, așa cum tot v-am prezentat pe parcursul a cel puțin două săptămâni în urmă, așa. Iată-ne ajungi cu ajutorul Dumnezeu astăzi, 3 iulie, debutul la Roman a turneului final al campionatului național de mini-fotbal. Am ținut neapărat să vă arătăm această deschidere, acest montaj pe care l-am făcut pentru domniile voastre care n-ați avut bucuria să participați acolo de față. Însă pentru a marca acest moment, iată acest debut a unei competiții la nivel național și nu orice fel de competiție, este vorba despre mini-fotbal, un sport care... Iată, pentru a patra oară, selecționata României este campioană europeană, deci nu-i de acolo, așa cum am spus. Pentru dumneavoastră, în această seară, ca să marcăm acest eveniment deosebit, două personalități marcante ale Federației de Mini-Fotbal din România. Este vorba, de la stânga la dreapta, i-aș prezenta pe domnul președinte al Federației, domnul Ioan Onicaș, arbitru FIFA, ca să spunem, și sigur mulți vă amintiți de domnia sa, așa, și din coace tot la fel un arbitru vechi, așa e cu somn FIFA, vicepreședinte și selecționerul al Naționalei de Mini-Fotbal a României, domnul Tiberiu Laioș.
Dragii mei, bine ați venit și în numele telespectatorilor, eu am emoții, vă mărturisesc sincer, la imn am plâns, uite, dau din casă, ne știe toată lumea, așa, vă mulțumesc din suflet în numele telespectatorilor pentru că ați găsit un răgaz, iată, meciurile încă se desfășoară, sigur că da, v-am luat de acolo de la derby, așa, ați găsit un răgaz să veniți în fața telespectatorilor noștri, nu numai romașcan, pentru că noi batem pe distanță mai largă, așa, să marcăm, iată, acest eveniment deosebit care... Spre bucuria noastră îl găzduim la Roman. Încă o dată bine ați venit și mulțumesc. Bine, am și să începem să facem așa de încălzire, așa, că dacă tot vorbim așa în termeni adecvați. Cine dorește să înceapă așa, în prima instanță, așa, ce impresie v-a făcut Romanul așa după un piculeț de ieșit în decor? Cine vrea să înceapă? O să începe, domnul președinte, că totdeauna șeful începe, nu? Aici și pe emoții. Da. Trebuie să președinte la bun început că noi suntem o echipă, iar acele funcții președinte, vicepreședinte sunt doar pentru că așa cere statutul, dar noi ne respectăm și ceea ce facem, facem cu totul împreună, decidem împreună. La bucurie suntem împreună și chiar și la eșecuri sau la nerealizări le asumăm tot împreună. Deci putem începe oricare, nu e nicio problemă. Vă rog, atunci începeți dumneavoastră, așa, dacă tot îi scrie pe carte de vizită președinte. Da, ca și o curiozitate, în activitatea mea de arbitru asistent la fotbal, în cei 20 de ani în care am fost numai arbitru în loturile divizionare, nu am reușit să arbitrez niciodată la Roman. Pentru mine este o plăcere și în acest punct de vedere, pentru că reușesc să mă aflu într-un centru fotbalistic, pentru că Romanul a avut echipe până la Liga, nivelul Ligii a doua, deci are totuși o tradiție pe, în zona Moldovei. Îmi face plăcerea și sunt ferm convins că după ce am văzut aici, se va auzi de Roman mult mai mult legat de minifotbal decât de fotbal, pentru că sunt două baze foarte frumoase. Chiar am constatat că baza de la liceu sportiv este una dintre cele mai frumoase, dacă nu cea mai frumoasă și cochetă bază sportivă din țară. Și nu ne-am așteptat să vedem într-un oraș, dintr-un capăt de țară, o asemenea bază sportivă. Dar ne-am dat seama imediat că aici sunt oameni care iubesc mini-fotbalul, iubesc sportul în general, iubesc tineretul, iubesc pe cei care lucrează, pentru că mini-fotbalul, vreau să fac o precizare, mini-fotbalul este un sport destinat în totalitate numai amatorilor, deci majoritatea lucrează dimineața și după masa, spre seară, ies să facă o miuță, cum îi spuneam noi pe eu. Tot legat de acest subiect, noi această miuță care se numește mini-fotbal, dorim să-i găsim drepturile ei și să o încadrăm acolo unde merită. Pe această cale vreau să vă anunț că în urmă cu două săptămâni am fost la minister și am reluat pentru a treia oară demersurile pe care le face Federația de Minifotbal din România către Ministerul Tineretului și Sportului pentru a recunoaște această disciplină ca și o ramură sportivă. Dacă în trecut au fost unele piedici, să le spun așa în ghilimele, niciodată n-am primit un răspuns oficial ca să știm de ce nu a demarat procedura de recunoaștere. Suntem ferm convinși că, deci în urma discuției pe care am avut-o cu doamna ministru Sabo, suntem ferm convinși că dânsa are o deschidere, mai ales că a spus că va încuraja foarte mult sportul de masă. Minifotbalul reprezintă în totalitate sportul de masă pentru că este o activitate în care au acces toți, de la vârsta de 18 ani până la 50-60 de ani. Da, categoriile și... Toți cei care practică mini-fotbalul o fac din plăcere, dar noi dăm și șansa prin aceste competiții naționale care le organizăm, ca cei care doresc să obțină, pentru că performanțe pot fi obținute în orice domeniu, aceste performanțe să fie obținute chiar și la competiții amatori. Ceea ce va fi, o să vedeți dumneavoastră, noi știm, pentru că este cea de-a 8-a ediție a campionatelor naționale, a turneilor finale a campionatelor naționale, și știm, într-adevăr, sunt sportivi foarte buni, amatori, acești sportivi care, după cum v-am spus, au adus 4 titluri europene, dar cel mai măsură să vă spună despre aceste titluri, cred că este domnul Tiberiu Laioș, care este selecționat și el a fost antrenorul echipei
toate cele patru ediții. Era să zic, domnul Lajos, eu mai fac jumăși lucruri în MS, era să zic pițurcă de la fotbalul mic, dar nu, zic că nu se pupă. A, așa. Zis-o. Nu zic că, așa. Bun, nu vă las, tot de aici începem. Care e prima impresie la Roman? Nu trebuie să ne laudați, să spuneți. Nu. Eu niciodată nu mi-a plăcut să spun nici lucruri mărunte, nici lucruri mărețe. Să spun exact ceea ce simt și ceea ce văd. Am văzut o primire extraordinară și călduroasă la Roman și am simțit oamenii din Roman niște oameni bucuroși, deschiși, pozitivi, care doresc să ajute în orice moment, nu numai mini-fotbalul, acum este vorba de mini-fotbal și de un turneu foarte important, care este turneul final al campionilor. Deci după un sezon foarte greu pentru echipele care participă aici, au ajuns la Roman cele mai bune 20 de echipe din țară, din toate colțurile țării. Sistemul competițional este unul destul de lung și greu. Bineînțeles că unele dintre echipe au mai jucat și turneul de baraj, unde de calificare, ca să ajungă printre primele 20 din Roman. Dar m-ați întrebat de Roman. Eu sunt foarte plăcut impresionat, nu numai de cum am fost primiți la Roman și cum se desfășoară, cum a început competiția, ci și de orașul Roman, care pot să spun că am trecut de câteva ori așa fugitiv, să zic, și eu cred că această competiție va fi un succes din punct de vedere organizatoric, tocmai pentru că ne aflăm la Roma. Dragii mei, iar vorbesc cu doi oameni respectabili care, m-am mai spus, repet, arbitrii, cu ecuson FIFA, iată, de ce vă încruntați, domnul președinte? Încep cu dumneavoastră, iar așa, apropo de domnul primar al nostru, care nu știu ce impresie v-a făcut, așa că mereu îi pămetereză la orice se întâmplă minunat în urbe. Așa, cum a fost lovitura de începere? Unde ați încadrat-o? Eu cred că din punct de vedere tehnic, a fost exact reglementat. Uite, chiar suntem aici, mă mulțumesc. Eu cred că a fost o execuție foarte bună. Numai din păcate, domnul primar n-a venit cu încălțări adecvate și la ținuta adecvată pentru mini-fotbal, dar cu toate acestea, lăsând gluma la o parte, chiar domnul primar este cu trup și suflet alături de sport, alături de mini-fotbal în special acum, așa am simțit eu în momentele acelea în care ne-am întâlnit și nu numai dânsul, am văzut și viceprimarii, consilier, și consilieri, și domnul secretar care chiar am fost, vă spun sincer, impresionat de deschiderea pe care am avut-o aici. Împărtășiți, domnul președinte? Da, am rămas plăcut surprins, pentru că domnul primar Dan Leoreanu neașteptat, au apărut chiar unele mici probleme de organizare, pe care imediat s-au rezolvat împreună cu domnul Jean Axoi, care, trebuie să spunem, este liantul între Federația de Mini-Fotbal și tot ceea ce se întâmplă în Roman. Deci nu trebuie să-l uităm nici într-un moment nici pe domnul Jean, pentru că fără suflet, fără dânsul nu era această competiție la Roman. Haideți să recunoaștem. Unul dintre cei mai mari susținători a echipei naționale de mini-fotbal a participat atât în Grecia, în Creta, la Retimo, la ultimul campionat european, cât cu tricolorul acolo. Exact. Un steag imens. Da, în regulă. Deci am trecut primul test, oameni buni, stimați spectatori, o spun cu inima, uite atâta, și încă o dată, repet încă o dată, vorbesc ca un ziarist, am emoții, gata. Astăzi la imnuri, că de fapt, în mod absolut firesc, s-a cântat
în ordinea asta imnul României și imnul municipiului Roman. Așa, am plâns. Am plâns la propriu și gata. De emoție, de bucurie, de așa și faptul că, iată, domniile voastre care ați văzut atâtea, trebuie să spunem și lucrul ăsta și nu mai trebuie să mărturisiți așa, spuneți despre Roman, iată, după o zi, după momentele astea de deschidere, așa. Sigur că un piculeț s-a răzvrătit vremea, chiar avem un cod galben până mâine dimineață, s-a nimerit așa la deschidere, dar ca să intrăm un piculeț în atmosferă, gata cu încălzirea, gata cu Romanul, gata cu laudele, glumind evident, cam în ce notă așa a decurs ziua de astăzi, ca și competiție, ca și desfășurarea, cine dorește? Păi eu pot să vă spun din punct de vedere nu că o să vă întreb, eu vorbim nuanțat. Da, al organizării n-au fost niciun fel de probleme. Al jocurilor care s-au desfășurat până acum, nivelul jocurilor a atins cote destul de înalte. Echipele care au venit sunt foarte bine pregătite, au venit să-și atingă scopul. Cum se zice, au un scop, toți vor să câștige, meciuri foarte frumoase, fair play-ul a fost de asemenea la cote înalte și asta chiar vreau să felicit toate echipele, că le-am văzut acum pe toate, pentru că au jucat primul tur în grupe, acum deja se desfășoară turul 2 al fazelor jocurilor din grupe. Și pot să spun că competiția a debutat foarte bine și acum sunt foarte, foarte mulți jucători foarte buni. Bineînțeles că o să fie foarte, foarte greu să alegem dintre cei buni pe cei mai buni. Misiunea grea la noastră. Domnule președinte, tot așa vă spun până la capăt, n-am încotro că i-am obișnuit pe cei de acasă. Avem favoriți? În orice competiție, acum lăsați-mă să gat vorba, am avut și la în Brazilia, dar vă întreb în sensul că dacă avem favoriți, socotiți și Puerto Rico acolo, aici la nivelul nostru. Da, tot ați adus aminte de această competiție despre care toată lumea vorbește și trebuie să și rivalizăm ca fotbalul este cea mai iubită și cea mai practicată disciplină sportivă, dar trebuie să vă mărturisesc și o remarcă pe care a făcut-o domnul primar, că în momentul de față sunt toți iubitorii sportului în toată lumea și din România și Roman implicit. Urmăresc trei competiții, campionatul mondial de fotbal, evoluția Simone Halep la Wimbledon și, bineînțeles, campionatul național de mini-fotbal de la Roman. Dar cum noi suntem conectați direct la tot ce se întâmplă în Roman, pe noi interesează cel mai mult această competiție care a debutat destul de bine. Chiar înainte de a veni în emisiune am văzut două echipe care prin jocul dintre Design Construct Brașov și MAV Sports Timișoara. Nu sunt un specialist neapărat al celor mai buni jucători, pentru că acolo avem specialist pe TB, dar totuși am văzut două echipe foarte, foarte bune. Am mai văzut și echipa din Focșani. Deci sunt echipe care, cel puțin echipa din Focșani, se află la prima ediție a unui campionat național. Turneul final. La turneul final, pentru că la jocurile de baraj participă toate campioanele din fiecare campionat local. Și surprize pot să mai apară, pentru că în această seară intră în competiție. Și nu-s de neglijat nici echipa locală, care primul meci, din păcate, a pierdut, dar au câștigat al doilea. Meciul al doilea. Trei brazi. De asemenea, vicecampioana Oizer Golden Bacău, care a câștigat primul meci, unde un manager foarte bun, Jean Axoi, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, să zicem, aici la Roman. Deci sunt echipe foarte bune. Da,
Asta e minunat și, așa cum am spus, sigur, spre bucuria spectatorilor din tribune, spre bucuria noastră a tuturor, pentru că, așa cum am prezentat eu de fiecare dată în toate aceste intervenții, vă spuneam că în ultimele două săptămâni am căutat să ne ținem, cum să spune, de acest eveniment și să-i facem publicitatea în sensul bun și ziditor de rigoare, pentru că așa se cuvine și pentru că, de fiecare dată revin, mă întorc și spun, iată, ne reprezintă în Europa și felicitări domniilor voastre și cu toți cei care trudesc acolo, să fii de 4 ori consecutiv, nu mă înșel, nu? A, așa, campion european la fotbal, unde noi, cum să spun, trăim din amintiri, vorbim de fotbalul mare. Am avut, nu de mult, în această campanie de popularizare așa a evenimentului, o emisiune generic cu fotbalul mare și fotbalul mic. Așa, cu ghilimele, evident, la locul lor, și am discutat despre toate chestiunile astea. Ce v-aș întreba? Aș începe de la dumneavoastră, de aici. Eu știu, orice competiție, ia ca apropo de Rio, tot făcând comparații, orică e mingea nu știu cum, orică se introduce o tehnologie cum e asta, acum ca la tenis, acolo sunt mai multe chestii. Dar ca idee așa, ce noutăți aduce, nu știu, ca organizare, ca, nu știu, structura turneului final, ca așa, sunt noutăți? Avem noutăți la ediția 8-a acum la Roman? Nu sunt noutăți deosebite, dar noi încercăm prin ceea ce facem întotdeauna facem o analiză la ce a fost și dorim ca să îmbunătățim, pentru că vrând nevrând și mi-a spus că inclusiv în fotbal sau la turneul de tenis la Wimbledon au apărut și mereu. Exact așa este și la noi. Pe viitor, deci vom încheia această ediție ale Cupei României. Săptămâna trecută s-a desfășurat turneul final al Cupei României la Sibiu, unde au fost prezente 52 de reprezentante, deci vă dați seama, în 3 zile, 52 de echipe, s-au jucat 98 de jocuri, nu este chiar atât de ușor, dar totul s-a încheiat cu bine, avem o echipă câștigătoare, Consiliul Județean Buzău, care reușește pentru a doua oară consecutiv să câștige acest trofeu, este și în urmă cu 2 ani, cu 3 ani a câștigat chiar și campionatul național. Este o echipă care prin experiența jucătorilor din lot reușesc să obțină și rezultate. Pentru că diferența nu este mare între cei care intră pe teren, dar ca și în orice alt domeniu sau ca și în viață, experiența își spune cuvântul și de multe ori decide câștigătoarea. Auziți, iertați-mă, chiar așa se cheamă echipa, Consiliul Județean? Da, da. Da. Și mai sunt Consiliul Județean în țară? Că știți, nu, iertați-mă, v-ați văzut, mai scap câte o glumiță așa. Facem un turneu baronilor, adică dacă tot e un rolat de aros, când ne mai scoatem cu una, dar glumim de acum. Am înțeles. Așa. Eu țin minte, deci, ca să fac o scurtă istorie a mini-fotbalului, a debutat în 2007 când domnul Răzvan Burleanu, actualul președinte al Federației Mele de Fotbal, deci iată că cei de la mini-fotbal dau dovadă că în afară de echipe și jucători crești și conducători foarte buni, pentru că Răzvan Burleanu avea 24 de ani când împreună cu noi, adică eu, Tiberiu Laioș și Paul Costaș, domnul Vasilescu Gavrilă, am pus bazele... Ca secretarul general. Secretarul general, da. Prezent la Roma. Bineînțeles, dânsul este de pe baricade pentru că are anumite obligații pe care trebuie să le rezolve. S-au pus bazele acestei mișcări, numite mini-fotbal, și vă dați seama, în 8 ani de zile am ajuns foarte departe, avem 30.000 de practicanți legitimați. Deci, vorbim de 30.000 care sunt activi, dar pe lângă aceștia mai sunt. Că noi organizăm și pentru all boys, organizăm competiții și pentru copii, pentru studenți, dar în momentul de față avem aproximativ 30.000 de jucători legitimați în campionatele afiliate Federației Mini-Fotbal din România. Deci proiectele, noi lucrăm în continuare pe proiectele care le-am făcut împreună cu Răzvan Burleanu și dorim să ducem la bun sfârșit și v-am spus, ținta noastră finală este recunoașterea mini-fotbalului ca și o disciplină sportivă și sperăm... În România, pentru că pe plan european deja în foarte, foarte multe țări este recunoscută. Deja o să avem și un campionat mondial. Și ca să continuăm în aceeași... S-a constituit în 2011 Federația Europeană de mini-fotbal, care este alături de UEFA și de FIFA acolo la Uniunea Europeană, pe un loc de cinste. Următorul campionat european se va desfășura în Israel în noiembrie și primul campionat mondial, pentru că s-a constituit și Federația
mondială de mini-fotbal va avea loc în premieră în SUA, în Statele Unite ale Americii, în martie-aprilie 2015. Poate deloc întâmplător, cred că o să trebuiască să pun în punct primele bărți și cu asta încheie așa, poate deloc întâmplător pentru că iată la americani fotbalul ăsta, nu ăla al lor, așa, deja 60 figură frumoasă au făcut și în ultimul meci cu Belgia. Stimați spectatori, rămâneți cu Top Al TV, cu iată invitații noștri de marcă, după o scurtă pauză revenim, rămâneți cu noi. Iată în această seară invitați pentru domniile voastre cu ocazia turneului final al campionatului național de mini-fotbal de la Roman, două personalități, respectiv și spun personalități pentru că știu ce vorbesc, este vorba despre doi oameni consacrați în fotbalul mare. De la stânga la dreapta vii prezint pentru cei care nu ați fost alături de noi, domnul Ioan Onicaș, președintele Federației de mini-fotbal. Așa, da, am crezut că nu, că eu am o emoție, vă spun drept acolo, și domnul Tiberiu Laioș, vicepreședinte și selecționerul. Domnul Laioș, făcându-se vinovat de cele patru titluri europene, în mod deosebit, așa mi se pare mie, sigur, fiind vorba despre o echipă, aici am stabilit aceste lucruri. Dragii mei invitați, încă o dată, cu mulțumiri pentru că ați găsit răgaz să veniți în fața telespectatorilor Top Al TV. Știți că am vorbit un piculeș în pauza emisiunii. Mă stăteam așa și, sigur, mai cochetând cu Jean, așa, m-a învățat și eu una alta, am stat, m-am documentat, am văzut, deja am prins drag, așa. Nu știu dacă la vârsta mea, dar la Old Boys mai găsesc loc, nu? Da, poate, de ce da? La orice așa. Vârstă este. Sigur că da, deci nu e friptăra asta că, așa, un piculeș mă descurc și eu. Ce se întâmplă de fapt, sigur, dincolo de competiții, dincolo așa fiind, cum ați remarcat la finele primei părți a dialogului nostru, iată, o grupare tânără cu oameni foarte experimentați, și spun aici în dreptul domnilor voastre, practic, dați așa un tonus deosebit și cu statut oficial, așa, sportului de masă, oameni buni, pentru că eu ce văd, cum se vede de la mine, și am să vă întreb pe dumneavoastră ca specialiști, așa, greșit am cu ceva dacă am zis așa? Nu, nu ați greșit cu nimic. Noi chiar considerăm că reprezentăm sportul de masă întru totul, pentru că, de fapt, sportul de performanță este făcut de cei care au calități pentru a face performanță, iar sportul de masă este acea formă de mișcare prin care toți cei care, în afara orelor de serviciu sau altor activități, trebuie să facă și să-și facă un program de mișcare. Și noi suntem acea ramură, acea disciplină prin care încercăm să atragem pe cei care doresc să facă mișcare. Și vrem, nu vrem, pentru că disciplina noastră este numită mini-fotbal, foarte mulți provin sau foarte mulți au dorit să devină fotbaliști, n-au reușit, din diferite motive, și se regăsesc în această teren mai mic, jucători mai puțini, repriză mai scurtă și în final se bucură la goluri exact ca și cei care joacă pe terenul mare. Deci mai zic mare. Eu una, domnul președinte, s-a făcut mini-fotbaliști. Da, mini-fotbaliști. Dacă nu, așa, sigur, glumind un pic și păstrând nota. Este minunat. Sigur că aici am înțeles că deja, și am chiar discutat într-o emisiune cu Jean al nostru, că nu-i așa, așa, și cu un reprezentant al clubului nostru din divizia 3-a, este vorba despre domnul Gabi Țapu, și cum să spun, aici există vin, care colo, care așa, spunea chiar și am discutat aici că fotbalul mare, ăsta mai de divizii, mai așa, ar fi, și vă întreb pe dumneavoastră, ca în calitate de selecționer, mai așa, sigur, cu ghilimele, amenințat de mini-fotbal, că vin așa spre cum stau lucrurile. Nu, cred că este amenințat de mini-fotbal. Fotbalul, pun și eu ghilimelele de rigoare, dar cu siguranță foarte mulți jucători de la fotbal migrează la mini-fotbal. Eu cred că un motiv important este că la mini-fotbal am încercat să perpetuăm sau să menținem acel spirit al unui sportiv sau al sportului lui în general, că faci un sport pentru a câștiga.
dacă ai câștigat, mergi înainte, dacă ai pierdut, mergi înainte. Înveți din câștig, înveți din pierdere și nu condiționezi acest câștig de un avantaj material, ci la echipa națională de minifotbal și în general la echipele de minifotbal, acest spirit de a lupta pentru culorile clubului sau pentru culorile steagului național, pentru țara ta, a fost cea mai mare motivație al unui jucător și al nostru. Și din păcate, în sport în general, s-a pierdut acest spirit olimpic, care și la sporturile olimpice deja a început să se piardă, pentru că a devenit sportul o afacere. Și după părerea mea, dacă nu încet nu ne întoarcem și nu încurajăm acest spirit, o să pierdem farmecul și starea aceasta de bine când vezi un sportiv și acel sportiv realizează ceva. Chiar dacă este un sportiv amator, aia nu înseamnă că nu ajunge la niște performanțe remarcabile. Cu atât mai remarcabile pentru că nu are o motivație materială, ci o motivație sufletească și el efectiv face acest lucru pentru plăcerea jocului, pentru plăcerea lui personală și ca să satisfacă, să zic, plăcerea celor care se uită și celor care sunt prin preajma lor. Deci acest spirit cred că a câștigat aceste 4 titluri europene, pentru că toți jucătorii care au participat la aceste 4 campionate europene au arătat acest lucru și au luptat pentru țara noastră și au câștigat și au arătat Europei că nu sunt mai prejos cu nimic față de Anglia, față de Franța, față de Germania, chiar dacă economiile sau statele respective sunt super dezvoltate din punct de vedere economic și se uită de sus la noi, dar când le-am tras-o la joale, cum zic fotbaliștii sau mini-fotbaliștii, după terminarea ultimului campionat european, efectiv când am ieșit și ne-am întâlnit pe stradă cu oricine din acea zonă a Cretei, păi au ridicat pălăria în fața noastră. Bineînțeles că am avut și aprecierea celor din țară, dar cu regret o spun, poate nu al autorităților centrale, că la autoritățile locale am simțit o apropiere foarte mare față de mini-fotbal și o apreciere față de performanțele mini-fotbalului românesc, dar autoritățile centrale într-adevăr ne-au chemat, ne-au felicitat și cam atât a fost. Și eu cred că meritau băieții aceia de acolo nu o recompensă materială, pentru că nu sunt de acord cu ea, dar o recompensă sufletească, o meritau și a întârziat să vină. Iertați-mă și nu mă folosesc de ocazie, nu spar și mă uit acolo în ochii dumneavoastră. Mă tot întreabă de vreo 2-3 ani așa un prieten bun, un cărturat din tine, bă, ție de ce nu-ți dau premiu când îți manifestările astea? Eu nu fac pe premiu. Dar zice, nu, zice, dar faptul ce să te urci acolo sus, știți? Adică chestia aia că n-ai, da. Nu, tu-ți faci datoria, tu-ți rupi sufletul, ok. Ai venit cu trofeu acasă, asta e ideea, pe mine chiar nu mă mai interesează. Domnule președinte, cum, și nu întreb degeaba, așa, pentru că să pornim cu domnul Burleanu, apropo, să nu uit, ajunge la Roma zilele astea? O să fie o surpriză. Gata, nu mai dăm de casă, nu mai dăm de casă. Dacă e o surpriză plăcută, țineți minte ce spune domnul președinte. Așa, având în vedere că ați plecat împreună în minunea asta de înfăptuire, așa, și n-am să uit când a câștigat Grecia campionatul european, și ea ca acum Costa Rica, pentru că e foarte călduță așa.
Apropo de suflet, de rupt sufletul acolo pe teren, eu cred că acolo au câștigat grecii, că nu aveau echipă de campion european, dacă vă țineți minte, eu de la mine așa s-o văzut. Cred că aici, așa, cum am face să le insuflăm și la ăștia cu moață și cu Lamborghini, am spus, că eu unii nici nu știu să pronunț, păi, Dumnezeu mă iertă. Cine a învățat cu Lamborghini și cu ceea ce a spus? Cine mai a învățat? Tot acele persoane care au învățat cu pretenții foarte mari, va trebui, pentru că este economie de piață, este, deci sportul profesionist trăiește dacă încasează, dacă nu încasează, dacă poate să-și vede imaginea foarte bine și o să, pentru că dacă nu mai, vor trebui să mai umble și cu alte mașini, mai un Volkswagen cu un... Și eu vă spun... Paro reșapat ca Duc Adam când a venit de la Sevilla. Cred că sunteți de acord cu mine că performanță sportivă nu poți să o cumperi. Păi, oricât ziceam, ai vrea aici. Și investești foarte mulți bani, că vedem și în sportul profesionist, da, se investește foarte, foarte mult, dar nu înseamnă că cel care investește cel mai mult și câștigă. Pentru dar că sunt exemple. Păi tocmai pentru că în firea lucrurilor să câștige unitatea asta de ființă, că despre asta discutăm. Și mai ales la un sport de echipă, cum este și mini-fotbalul, cum v-am spus, dacă nu este acest spirit de echipă, spirit de grup, spirit de unitatea grupului și de a, altfel, nu poți să ai performanță. Da, vă rog. Da. Până nu cu mult timp se spunea că diferențele sunt făcute, că unii vin din țări mai dezvoltate, alții din țări mai puțin dezvoltate, care au banane, alții n-au banane, nu mai vreau să revin la acea epocă. Și se spunea că, de fapt, asta ar face diferența. Acum toți jucătorii, mă refer la cei profesioniști, sunt alimentați, sunt pregătiți, beneficiază de cele mai moderne metode de pregătire, dar în terenul de joc apare un alt factor care face diferența. Apropo de Costa Rica, apropo de alte surprize care au fost la campionatul mondial de fotbal, despre care ați pomenit. Și atunci, diferența este cea care a spus și Tibi, dorința de a câștiga, dorința de a face un pic mai mult decât fac ceilalți, dorința de a câștiga un trofeu, dorința de a câștiga, într-un cuvânt. Care îți dă aripi și îți dă o forță nebănuită și asta ați simțit-o acolo, așa, chiar cum spuneți? Bineînțeles. Ultima dată, înțeles. Păi, bine, e foarte greu de explicat în cuvinte ceea ce simți în momentele alea, pentru că câteodată, după aceea, când îți analizezi nu numai comportamentul, ci și comportamentul celorlalți din echipă și ce s-a întâmplat acolo, ai o întrebare din asta, dar în momentul respectiv, de ce am reacționat așa? Și câteodată trebuie să cauți destul de mult ca să găsești acel răspuns. Deci de-aia spun că sentimentele nu poți să le explici în cuvinte, ci îți transform sentimentele în acțiune. Atunci, în momentele respective. Și te minunezi de tine, cum zice românul. Așa. Atunci este foarte bine. Dacă te minunezi de tine, atunci este foarte, foarte bine. Dragii mei invitați, aveți această experiență în fotbalul mare, unde ați performat la maxim. Nu știu dacă mai sus de Ecuson FIFA se poate în materie... Nu? Deci, bine am zis. Așa. Cunoașteți cum, și aș reproduce un piculeț, așa, fotbalul mare, ca să-i spunem așa, și pe față și pe dos, cum zice țăranul, și cu bune și cu rele, și cu văzute și cu nevăzute. Cât de mult a contat, pentru că vorbim acum de o experiență, iată, în această formulă, iată, ați adus această grupare, iată cu ce performanță ați adus-o până la momentul ăsta, cât de mult v-a ajutat, hai să folosesc verbul punctual așa, iată această experiență din fotbal, să cumpăniți foarte bine stânga cu dreapta. Pentru că, dovedită treabă, ce ați făcut până acum și încă o dată felicitări, ați făcut super. Dar noi, într-adevăr, când perioada în care am activat în fotbal, acolo am terminat pentru că vârsta are o limită, ne-am îndreptat spre alte proiecte pentru că și noi, să știți că ne dorim să performăm exact ca și jucătorii care se află pe teren, care doresc să câștige, și noi, prin ceea ce face, dorim să facem performanță. Și asta înseamnă că, dom'le, trebuie să faci tot timpul mai mult decât ai făcut până la un moment dat. Avantajul nostru a fost, după cum am mai spus, că noi am cunoscut foarte bine acest fenomen fotbal din toate laturile și, vă repet, am dorit ca la mini-fotbal să folosim doar ceea ce a fost bun acolo. Și
cred că rezultatele care le-am obținut, nu numai cu echipa națională, dar și cu, am reușit să punem în mișcare acest fenomen numit mini-fotbal, pentru că nu cred că nicio altă federație din România nu a reușit într-un timp atât de scurt, 8 ani de zile, să aibă 30.000 de jucători legitimați. Chiar, de la 1500 la prima ediție. Am plecat de la 1500 în 2007 și am ajuns în mai că 2014. Vă cunoșteți între voi. Exact. Singura întrebare care mi-o pun și nu o înțeleg, dar bănuiesc că cei care odată și odată vom fi înțeleși și noi, de ce nu suntem recunoscuți? Pentru că e un fenomen care există 47 campionate afiliate, sunt 36 de județe în care se practică această disciplină, sunt site-uri, sunt poze, sunt rezultate, sunt clasamente, există tot. Deci nu am înțeles până acest moment de ce ni s-a întors spatele, așa, să vă spun direct. Dar cred că în ultima perioadă ai înțeles de ce. Nu intrăm în detalii. Haide să vă spun eu așa. Pentru că știți cum e aia cu banul și dușmanul din manele cu rimele, ce? E să moare dușmanii. Bun, nu intrăm în detalii, da? Asta... Da, pot să vă spun totuși ceva. Vă rog. Este foarte important că am reușit să descoperim unde a fost acea piedică și să o contracarăm. Super! Deci încolo urmează să o descoperiți pe a doua și tot așa. Da, și tot ca să dau un răspuns, sau să fac optimiști. O afirmație ajutătoare, noi nici într-un moment nu am încurcat fotbalul, pentru că în orice moment, un jucător de la Roma, în echipa de Liga 3-a, vede un jucător tânăr sau un jucător oarecare care are valori, are anumite valori sportive, poate în orice moment să-l ia, să-l ducă, să-l pregătească și să-l legitimeze la fotbal. Și deci avem și un exemplu elocvent de jucători chiar exponențial la ora asta, un Chiricheș care a jucat mini-fotbal la un moment dat. Și uitați unde este acum. Stelistul. Da. Deci da. Nu există nicio piedică. Chiar mai mult de atât, nu am înțeles de ce... Bun, în regulă. A jucat așa să... Deci o luând-o în sensul ăsta. Din ce cunosc, astăzi la conferința de presă s-a prezentat acest caz. Iată o echipă, ce am înțeles eu, cu potențial, așa, din București. Nu s-a mai prezentat la acest turneu final din pricină că a dorit să legitimeze doi cunoscuți fotbaliști care au crescut, s-au consacrat pe terenul mare. Așa. V-aș întreba eu acum... Apropo de cazul ăsta, dar nu neapărat punctual referindu-ne la el, n-ar fi nedrept să zic tot cu ghilimele, invadeze mini-fotbalul cu fotbaliști care nu mai poți să alerge pe 100 de metri. Nu știu, eu n-aș vedea o fair play. Nu știu. Să știți spun că nu... Da, poate să fie un aspect de acest gen, dar... una dintre cele mai mari satisfacții ale mele personale, că unii dintre foști mari fotbaliști, de exemplu la Timișoara, că tot acolo pot să dau exemple, care după ce s-au lăsat de fotbal și după o anumită perioadă au ajuns în așa o stare, neavând servici, neavând un venit, a veniturile care le-au realizat din fotbal s-au dus, prin mini-fotbal au găsit un serviciu, pentru că sunt foarte multe companii și firme care angajează meseriași, cum se zice, acel fost fotbalist, vă dați seama că nu poate să aibă, nu poate să fie doctor docent, ci are o meserie, un lăcătuș, angajează, merge la lucru 8 ore, ia un salar destul de bun, și în weekend sau la seara merge și joacă un mini-fotbal. Deci el este angajat pentru că mai joacă și mini-fotbal. Bun, dar câteodată acești foști fotbaliști care ziceți și dumneavoastră că invadează mini-fotbalul, nu este chiar așa, pentru că nu putem să spunem că invadează. Ei, pentru că sunt câteva exemple. Iertați-mă, suntem pe final, da. Suntem pe final și, nu, eu de la mine s-ar vedea nedrept. De ce? Vine muncitorul acela care... Să nu uităm cum am ajuns la performanță. Da, 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 de asta am spus și nu de altceva. Da, da, da. Dragii mei invitați, încă o dată cu mulțumiri. Scurt, în două vorbe, către toată omenirea iubitoare de sport, către Romașcani, un cuvânt așa, din partea domnilor voastre.
Da, mulțumim, mulțumim tuturor autorități, deci autorităților din Roman, cât și domnului Jalan Aksoy pentru sacrificiile care le-au făcut, pentru că, să știți, noi fiind amatori, ne autofinanțăm, deci nu avem o finanțare sau un buget nu știu cât de mare ca să organizăm. Orice competiție are cheltuieli. Aici am găsit un sprijin, am găsit înțelegere, a existat o îmbinare între ce trebuie realizat și cu ce trebuie realizat. Suntem bucuroși și suntem ferm convinși că va fi una dintre cele mai reușite ediții ale turneelor finale ale campionatului național. În două vorbe. Domnul președinte a punctat destul de scurt și concis. Eu vreau să-l mulțumesc tuturor romașcanilor pentru că am văzut că au venit în număr mare la cele două terenuri unde se desfășoară competiția și vreau să le transmit să rămână tot așa de ospitalieri și de bucuroși de viață cum îi percep eu astăzi. Da. Încă o dată vă mulțumim pentru toate cele, pentru prezența la emisiune și vă garantăm că așa stau lucrurile, să mai veniți pe la noi, cum zicea Adeleanu, vă mulțumim așa pentru invitație. Mai haideți pe la noi. Stimați telespectatori, începând de astăzi până inclusiv 7 iulie, pe terenul LPS și lângă Roman Vodă, așa la Ozer Golden, așa această competiție minunată, oameni minunați, rămâneți cu Topal TV, o să vedeți de final o selecție în cele mai frumoase goluri de la ultima ediție a turneului final. Toate cele bune, rămâneți cu Topal TV.